emoțiile sunt nespus de mari. Inima îmi iese din mine. Speram să fie mai ok, dar tot simt așa tensiune în mine și cred că mai mult că aș vrea să fie și Bontea fericit cu ce am făcut. Culmea este că am și eu emoții foarte mari pe lângă ei, pentru că este plăcut să vezi 5 oameni cu o miză comună care se bat toți pentru același titlu. Nici nu are rost să vă spun note. Farfuriile voastre au fost farfurii de finală și dacă ați vrut să le stingeți lumina, dragilor, le-a stins-o toți 5. Mulțumim! Felicitări, dragilor! Mă bucur cum sunt fericiți de ce le-am prezentat și tot, dar totuși ai inima bate, mă copleșesc. Până la urmă, șefii au fost nevoiți să facă o diferență. Le-a fost foarte greu, s-a stat mult și două farfurii sunt cele care vor pleca acasă pentru că diferența au făcut-o detalii microscopice. Au gusturi foarte subiective. Eu am 3 concurenți. În finală sunt 3 locuri, pleacă 2. Deci, oricum ar fi, unul intră în finală. Mi-aș dori să fie o finală galbenă. Este un moment greu, dar parcă nu văd finala asta în 3 galbeni, pentru că n-ai cum. Silviu este peste Cătălin, peste Munti, peste Maria, peste Andrei. Mie mi se pare Silviu cel mai bun dintre ei. Și totuși, pentru că avem o singură doamnă, să încep cu doamna, și am să te rog, Maria, să spui ce ai gătit. Am gătit somonul în crustă de susan wasabi, sos cu lapte de cocos și lemongrass și creveții tom yum. Maria? Da. Felicitări, ești în finală! Bravo! Bravo, Maria, felicitări! Felicitări! Nu e nicio surpriză. Maria, nu este nicio surpriză în finală. Mulțumesc! Eu mulțumesc! Succes! Bravo, Maria! Bătaia mea, da, a fost doar cu băieți în această competiție. Eu o să le țin față până la final. Sunt obișnuită să lupt cu bărbați și voi face față acestei competiții, cum am demonstrat-o de altfel. Dragii mei, au fost 2 farfurii la fel. Mușchi de vită, foie gras. Dintre ele, numai o farfurie merge în finală. Și farfuria care merge în finală este farfuria lui Munti. A reușit! Incredibil! La asta nu mă așteptam niciodată! Bravo, da, frate, da! A reușit să mă bată mama! Nu cred! Bravo! Mai poate, mă, să te bată? Bravo, bun! Cât a surpriză! Asta a dat surpriză! Mare rău surpriză! Foarte tare! Da! Ia uite! Da, frate! Da, da! Nu cred! Sunt în finală, frate! Am ajuns mult prea departe. Mult prea departe. Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred și sunt foarte mândru de asta.
Cătălin, cealaltă farfurie era ta. Știu. Și îmi pare rău. N-are ce să-ți pară. Îmi pare rău. Greșeala probabil a fost a mea. Mi-am dat-o singur la temeri. Mi-am tăiat singur genunchi, nu mi-a dat-o nimeni altcineva. Nu șefii, nu concurenții, nu. Eu singur mi-am dat. O să-ți spune ce ai greșit acolo. Farfuria era perfectă, mai puțin mușchiul de vită. S-a încăpățânat să facă mușchiul de vacă subit și să nu îl verifice. Eu înainte de probă i-am spus, verifică, verifică, verifică. Nu l-a verificat. El a stricat-o cu mânuța lui, cu mânuța lui. Mulțumim frumos, Cătălin. Și eu vă mulțumesc. Aftă, băieți. Felicitări, Cătălin. Bravo, Cătălin. Regretele sunt tardive. N-am de ce să regret, sunt doar supărat pe mine. Să reflect la ce am făcut, deja mi-am făcut autocritica singurel. Eu i-am spus-o, bă, deci dacă cineva te dă afară din concursul ăsta, doar tu te poți da afară. Făcând o nefăcută. În momentul în care faci o mică greșeală în farfurie, cineva te va taxa. A rămas singur. Asta-i. Fraților, mai rămân eu și Silviu. Orice ar fi pentru mine... Eu mi-am atins celul în această competiție, am vrut semifinala, dacă e să ajung în finală, bine, dacă nu... Iar farfuria care merge în finală... Astăzi este cea mai importantă zi din ultimile luni. Zici că sunt în clasa întâi. Are de ce să-i fie frică. Mă, va fi luptă în tranșee astăzi. Vom vedea un măcel. Aștept steluțele galbene să cadă din cer. Câștigătorul, șef la cuțite, este... Revenim în atmosfera tensionantă din bucătărie, unde vom afla ultimul nume de bucătar care va merge în finală. Cine trece, merită să dea o bere. Va fi blondă sau brunetă? Asta mi-a înghețat sângele în vine. Nu așa trebuia să întâmple. Îmi pare rău, Silviu. Ok. Pare rău. Sunt foarte fericit, foarte bucuros că sunt finalist și suntem doi galbeni în finală. A fost foarte bună para, dar n-a impresionat la fel ca celelalte. Arta bine. Bravo. Ciudat, vedeam lucrurile totuși cu totul diferit. Nu mi-imaginam în niciun moment că Silviu să nu fie în final. Nu mi-imaginam în niciun moment ca galbenul, care n-a demonstrat nimic de lungul battle-ului, să aibă doi oameni în final. Nu mi-imaginam, jur că nu mi-imaginam. Locul lui Silviu este în finală. Este cel mai bun bucătar dintre toți. Poate este cel mai bun bucătar care ne-a trecut pragul. Și nu este în finală. Este de neînțeles, greu de crezut. Este